Salutare, prieteni! Sunt Carli Marian și astăzi discutăm despre cum să pregătim mușcatele pentru iarnă. Aceste flori populare care ne înfrumusețează grădinile, balcoanele și terasele au nevoie de o îngrijire specială înainte de venirea frigului. Dacă vrei ca mușcatele tale să supraviețuiască sezonului rece și să revină în forță în primăvară, este important să urmezi câțiva pași simpli, dar esențiali. Hai să vedem cum le putem ajuta să treacă cu bine de iarnă. Un prim pas important este să nu schimbi ghiveciul toamna. Deși poate fi tentant să oferi mușcatelor un loc nou, acestea nu trebuie mutate în alt vas înainte de iarnă. Dacă solul din ghiveci s-a tasat sau este prea compact, poți adăuga un strat nou de pământ la suprafață. Mușcatele au nevoie de stabilitate în această perioadă și de un mediu familiar pentru a intra în repaus. Fertilizarea este esențială pe timpul verii, dar odată ce mușcatele se pregătesc pentru repaus, fertilizarea trebuie oprită. Dacă le depozitezi într-un loc răcoros, cum ar fi o pivniță, nu este nevoie să le mai hrănești până la primăvară. Dacă intenționezi să le ții în casă, poți folosi doar jumătate din doza de îngrășământ o dată pe lună, dar cu mare atenție. Mușcatele trebuie să intre într-o stare de repaus, iar fertilizarea excesivă le poate perturba acest proces natural. Înainte de a le adăposti pentru iarnă, mușcatele trebuie curățate temeinic. Îndepărtează toate frunzele și lăstarii uscați sau bolnavi și spală frunzele de praf. Este recomandat să aplici și un tratament cu fungicid și insecticid, insistând pe sol și pe planta propriu-zisă, pentru a preveni atacurile dăunătorilor sau bolilor care ar putea apărea în timpul iernii. Din păcate, nu toate mușcatele vor supraviețui peste iarnă. Este important să renunți la plantele foarte firave sau care sunt afectate de dăunători. Acestea au șanse mici să reziste peste iarnă și pot afecta și alte plante sănătoase din jur. De asemenea, ia în calcul că mușcatele mai vechi de 3 ani s-ar putea să nu mai fie la fel de viguroase, așa că poți opta să le înlocuiești cu plante mai tinere la primăvară. Cu aproximativ o săptămână înainte de a le adăposti, scurtează lăstarii mușcatelor până la 3-4 noduri. Acest pas le ajută să economisească energie pe timpul iernii și să se pregătească pentru o creștere sănătoasă în primăvară. Tăierea lăstarilor va stimula și ramificarea plantei în sezonul următor. Mută mușcatele înainte de primul ger. Mușcatele sunt printre ultimele flori care pot sta afară în toamnă, dar este esențial să le adăpostești înainte de venirea primului ger. Odată ce nopțile devin reci, este timpul să le muți într-un loc ferit de îngheț. Fie că le depozitezi în pivniță, garaj sau un colț izolat din casă, asigură-te că sunt protejate de temperaturile scăzute. Asigură un spațiu adecvat pentru iernare. Cea mai importantă parte a pregătirii mușcatelor pentru iarnă este locul în care le vei păstra. Mușcatele comune au nevoie de temperaturi cuprinse între 5 și 10 grade Celsius, în timp ce mușcatele curgătoare sunt mai sensibile și necesită cel puțin 10 grade Celsius. O pivniță sau un garaj bine izolat este ideal, cu condiția să existe și o sursă de lumină. Pe durata iernii, udă-le rar, doar atunci când solul este complet uscat. Pregătirea mușcatelor pentru iarnă nu este dificilă, dar necesită puțină atenție și grijă. Curățarea, tăierea lăstarilor și alegerea unui loc potrivit pentru iernare sunt esențiale pentru ca mușcatele să supraviețuiască sezonului rece și să revină în forță la primăvară. Urmează acești pași simpli și te vei bucura de florile tale preferate an de an. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai un like, să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru a fi la curent cu toate sfaturile mele de grădinărit. Până data viitoare, bucură-te de frumusețea naturii și de grădinărit!